În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Din faptele Sfinților Apostoli citire. Apostolii erau toți adunați la olaltă și din cer, fără de veste, a venit un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei și li s-au arătat au șezut pe fiecare din ei și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi precum Duhul le dădea a grăi. Și în Ierusalim locuiau oameni cucernici, iudei din toate neamurile care sunt sub cer. Și făcându-se glasul acela, s-a adunat mulțimea și a stat uimită, căci fiecare auzea pe ei vorbind în limba lui. Și își ieșeau din cumpăt toți și se minunau zicând, iată, nu sunt ei galileieni, toți aceștia care vorbesc. Atunci cum auzim noi fiecare limba noastră, pentru care ne-am născut? Parți și mezi și elamiți, și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia și în Capadocia, în Pont și în Asia și în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene. Și oaspeți veniți din Roma, iudei și prozeliți, cretani și arani, îi auzim pe ei grăind în limbile noastre. Măririle lui Dumnezeu. Pace ție, și Domnului.